Familiar este cel de-al cincelea lungometraj regizat de Călin Peter Nețăr și a intrat pe marile ecrane din România pe 26 ianuarie 2024. Bun găsit, sunt Antoaneta Banu, începe o nouă ediție din Adevărul Live și astăzi intrăm în culisele acestui film familiar. Și invitata mea este Iulia Lumânare, care este și actriță, și coscenarist, și director de casting, și multe roluri în acest film. Iulia, bine ai venit la Adevărul Live! Bine v-am găsit, mulțumesc de chemare! Mă bucur că ești aici și mă bucur că, uite, putem să discutăm despre cel mai nou film al lui Călin Peter Nețăr. Este un, așa e un eveniment când Călin lansează un film. Așa și. Și mă bucur că a intrat chiar la începutul acestui an. E un fel așa, sper să fie un an bogat cinematografic. Iulia, voi ați reeditat o colaborare foarte frumoasă, tu și cu Călin, pornind de la Ana Mon Amour. Exact. Unde și acolo ai fost pe mai multe dimensiuni. Da. Acum, înainte să discutăm despre familiar, despre film, vreau să te întreb așa. Cum e să fii și actriță, și coscenarist, și director de casting, și acting coach? Da. Cum e? Cine aude zice, mamă. Da. Toate la un singur proiect, așa. Și toate să la fac, un singur da, proiect. De fapt, aici este aici că ești la un singur proiect. E ca mine. Adică, alt răspuns decât ăsta, și mai ales decât ăsta, mai cuprinzător decât ăsta, nu am. Îmi găsesc locul în cele mai complicate situații, unde oamenii caută să-și simplifice existența, să găsească drumul cel mai scurt către ceva. Eu caut din contră să mă încarc de cât mai multe lucruri, pentru că mintea mea e structurată în așa fel încât trebuie să-i dai mai multe lucruri de făcut. Și abia atunci se instalează liniștea pe dinăuntru la mine. Adică e o chestiune aproape, dacă vrei, de nevoie a mea. Mie mi-e foarte bine. Și probabil că de-aia și ies bine lucrurile, pentru că vii și umpli tot ce trebuie acolo ca să poți să construiești. Da. Da. Plus că informația de la un departament merge în celălalt și atunci, de fapt, se creează un tip de coerență care, în ultimă instanță, ajută, în cazul filmului familiar, actul, artistica actriță, da, a fost în mod evident umplut de toate celelalte lucruri pe care le-am făcut la film. Da, dacă ar fi așa, ce ești cel mai mult în acest film? Wow, ce întrebare, dar nu mă așteptam la ea. Nici nu am îndrăznit să mă gândesc la ea vreodată. E foarte greu, pentru că rolul fiind inspirat din mine, dacă orice răspuns aș da, ăla de actriță va veni în mod automat. Realmente mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. Ce se vede și pentru public va fi cel de actriță. Până la urmă, scenarist, dacă vezi sau nu tamburul final sau genericul de inițiat de film sau habar n-am. Altfel poți să și nici nu știi că l-am făcut. Deci pentru orice spectator, cu siguranță că e cel de actriță. Cel Dar mai pentru din tine. Pentru mine, probabil că rămâne cel de a face poveste alături de Călin, cumva. Am putea zice că e cel de scenarist, dar e puțin mai mult de atât, pentru că povestea e foarte personală pentru amândoi. Adică nu. Evident că este și ficțiune, am ficționalizat adevărul de la care am pornit, dar este un film foarte personal, foarte. Și acum, atunci, pentru că ai făcut tu trecerea asta și mi-ai ridicat mingea la fileu, hai să vedem. Călin are apetitul acesta, are, nu știu cum să spun, plăcerea aceasta de a porni, de a face un film care pornește de la el, dinspre el. Da. Elemente autobiografice sunt și aici. Sigur. Hai, spune-ni-le care sunt la el și care sunt de la tine. Pentru că și tu vii cu povestea ta în povestea din familiar. În mod evident, nu o să devoalez tot, că e parte din misterul filmului și nu o să mă apuc să-l strivesc chiar spoiler, eu. Da. Dar sunt unele lucruri care reiese inclusiv din povestea filmului, adică el e declarat
filmul ca fiind povestea lui Călin Călin și apare în film, chiar în două ipostaze separate. Chiar ca regizor. Da, deci este legitimat acest, nu e ca și când trădez eu ceva acum vin să spun ceva ce nu ar trebui spus, dar cu siguranță o voi face cu măsură. Noi am pornit în 2019 de la intenția lui Călin de a face un film despre migrarea familiei lui în anii 80 în Germania, pe fondul comunismului și așa mai departe. Era un proiect pe care l-avea de mult în cap, noi ne știm vorba aceea de foarte mulți ani, știam toate poveștile de familie și am început încet, încet să lucrăm la povestea asta și după 3 luni de cercetare, muncă multă, asiduă, zilnică, nu așa simplu, Călin a zis într-o zi, nu, filmul e ăsta pe care îl trăim noi acum. Pentru că într-o formulă sau alta, într-un fel care nu mai era, atunci când scriu o poveste ca să o controlez, dar tu ești, ești la manșă, să spui așa, la manșa poveștii. Și în situația asta, pentru că povestea era personală, a venit povestea, trecutul ăsta cumva peste noi, într-un fel în care noi ne-am cam dat, știi cum te ia valul și nu mai știu unde e susul și unde e josul. Cam așa ne s-a întâmplat nouă în lunile alea și tot izbucneam așa din când în când și nu doar noi doi. Bă, ăsta e filmul, pentru că se întâmplau așa niște lucruri care ne mutau pur și simplu de pe loc și simțeam că pierdem controlul. Lucru, senzație pe care eu o ador de altfel. Aha! Da. Călin nu este atât de familiar cu acest, că e familiar că a trăit-o, dar nu-i place deloc senzația asta, pe când eu sunt... Cu cât mai e pierdut controlul, cu atât e mai bine. Da. Și de-aia ne completăm foarte bine, pentru că acolo unde are el controlul și unde sunt la el, eu sunt ok, let's go, ce zici să facem? Când se pierde, când lucrurile încep să o ia razna, acolo eu, într-o formulă, să văd că e ca patinajul cumva, te duce gheața, cum e călăria, te duce, trebuie să te lași purtat de cal. Da. E contra, cumva e contra instinctelor naturale, că îți vine să strângi, să te aduni, să ajungi, trebuie să faci pe invers. Și atunci, având un fel de instinct dintre ăsta, colaborăm foarte bine din perspectiva asta. Și evident că pornește de la ceea ce noi trăiam în acel prezent cu toate ale noastre, toate triunghiurile, triunghiul trecut, triunghiul care se recompune în prezent. Sigur că de la un punct încolo realitatea n-a mai fost suficientă ca să susțină o poveste pentru marele ecran. Corect. Că așa e treaba, trebuie să fie puțin mai explozivă povestea. Corect. Puțin mai... Și atunci evident că și noi la rândul nostru am permut, și ce e foarte interesant este felul în care aproape ciclic, după ce noi am scris scenariul, eram în repetiții, filmul a ajuns să, într-o formulă sau determine ceea ce s-a întâmplat în viață. Adică dacă nu știu dacă pe asta trebuie să o devoalez pentru cei care nu au văzut filmul. O să zic doar atât și nu o să fac legătură. Călin între timp a devenit tată. După ce veți vedea filmul, veți înțelege de ce are legătură și în ce formulă lucrurile au fost influențate așa. Noi am creat filmul ne-a creat pe noi, așa, într-o poveste. Iulia, în afara faptului că el are această dorință, pornește un proiect de la povestea personală, cumva apare că, nu știu cum să o spun, se întoarce mereu în același punct, cumva de la poziția copilului, da? El explorează continuu, zic eu, din punctul meu de vedere, această relație părinți-copii. Acum, acest film, dincolo de povestea pe care el o aduce în prezent, crezi tu că poate fi și un film foarte bun de parenting? Da. Da, și o să spun asta, până acum am crezut-o și am sperat-o. Săptămâna asta, un cuplu de prieteni foarte, fără nicio legătură cu cinemau, n-au putut să vină nici la avantpremieră, nici la premiera de gală și s-au dus amândoi, că au copii mici, s-au dus amândoi la ora 4 la cinema să vadă filmul. Și când s-au venit amândoi din două background-uri complet diferite de familiale, prietena mea, colega mea de bancă din liceu, a zis că și-a regăsit acolo tot istoricul familiei, adică ce a trăit cumva personajul lui este ceea ce a trăit ea acasă. El, soțul, care vine dintr-un cu totul alt mediu familial, au plecat acolo, au văzut filmul La Mol și a zis, mă duc, trebuie să le iau parfumuri părinților mei pentru că am niște părinți absolut excepționali, trebuie și... Adică a avut un soi de moment dintre ăsta să înțeleagă de înțelegerea faptului că familia din care vine import, că ceea ce a primit e... Sigur că vom găsi întotdeauna dileme la cel din fața noastră. Că trăim prea mult unul cu celălalt, ne vom împiedica unul de celălalt, pentru că nevoile noastre, dorințele noastre, deziderate, dar sunt diferite și o să ne cam ciognim. Și atunci sigur că vom avea și perioade în care vom fi dezamăgiți, inclusiv de părinți sau mai ales de părinți, că cu ei am petrecut cel mai mult timp din viață. Corect. Și cumva filmul ajunge să, pe de-o parte, poate să fie perspectiva celui care se simte recunoscut
cumva pe da, pe ecran, își vede povestea acolo și simte că nu e singurul care a trăit povestea asta și poate găsește resorturi de a dilui, de a se împăca cu trecutul ăla, de a-l depăși, de a, habar n-am, să se confrunte cu el în orice caz, pentru că despre asta e vorba, cum cei care nu au avut o astfel de experiență pot să ajungă să înțeleagă mai bine ce dimensiune are propriul lor familie, propriul lor trecut. Da, da. Adică e valoros, asta spun, și nu sunt prieteni care au fost la filme și dacă n-a fost bine, au comentat și au zis, bă, scuze, nu ne interesează. Adică nu e pentru că zic că sunt prieteni, dar nu apreciază filmul pentru că sunt prietenii mei. Că au fost destul de, da, nu e tocmai ok la alte proiecte. Sau... Dar cred că e valoros pentru fiecare individ în parte, cu atât mai mult la noi, pentru că indiferent de faptul că avem de-a face cu o familie care a emigrat sau nu, noi avem totuși niște rădăcini comune și suntem tarați în mod egal de acest trecut pe care îl purtăm. Noi, chiar dacă suntem la 30 de ani, cât? Peste, da? De la... 34, 35, da. De când s-a încheiat povestea aia, nu e depășită, noi o purtăm în continuare noi și în continuare căutăm să vindecăm toți aia 50 de ani de comunism. Și atunci, cred că e valoros din multe perspective pentru orice... Eu așa l-am resimțit, ca fiind foarte important pentru părinți, pentru fii, pentru copii, pentru noi, copilul din noi, știi, copilul din mine, să vadă a fost sau n-a fost așa în familia mea, relația mea cu mama, relația mea cu tata, relația dintre mama și tata și tot ce s-a întâmplat în casă. Dar cred că este valoros și pentru cei care sunt acum părinți sau urmează să devină părinți. Absolut. Pentru că acest film... atât din cât am apucat eu să văd și m-a ajutat Dan Lupu, așa, el vine și îți arată acele drame și acele traume din acei 50 de ani. Comunismul ăla a intrat cu totul în ADN-ul acestui popor și a modificat inclusiv relația părinți-copii. Da. Într-un fel ea vine și are niște ecouri. Ea nu s-a stins. Acea relație și tipul acela de relație parcă nu s-a stins. Oricât suntem noi acum în Uniunea Europeană și... Da? Dar nu are cum. Nu se poate. Abia poate generația Z să vină să facă, să taie cumva poate treaba asta. Și de asta zic că este un film pe care cei care sunt acum părinți sau urmează să devină părinți, e important să-l vadă. Cu siguranță că e important să vadă, pentru că e important să ne recalibrăm. Noi avem senzația, și asta are legătură și cu titlul filmului, noi tot avem senzația că în viața asta căutăm să fim fericiți, că alegem lucrurile care ne fac fericiți, dar din păcate, felul în care se structura psihicul uman, deci nu e o chestiune de a mea sau a ta sau a lui Călin. Sunt niște tipare de gândire. Da, căutăm familiarul. În orice lucru nou pe care noi îl întâlnim, vom căuta acele lucruri pe care le cunoaștem, ca să ne facem lucrul la familiar, să ni-l apropiem și apropriem. Să avem sentimentul de siguranță. Da, și după aia vom putea explora și ceea ce este nou. În principiu, sentimentul de respingere este la nou, este pentru că nu are suficient de mult familiar ca eu să-l pot primi și să-mi studiez ce-i cu nou ăsta, poate îmi face bine, dacă nu e suficient de mult familiar. Povestea e că, din pricina acestui mecanism, noi sfârșim prin a repeta fără să vrem, fără să ne dorim, greșeli? Ne luptăm. Da, pentru că sunt ca niște pattern, nu, care au fost ștanțate acolo. Este ceea ce specialiștii denumesc acea traumele transgeneraționale. Absolut. Cred că aici și filmul acesta despre asta vorbește. Da, fără să acuze, atenție, că nu are deloc un discurs psihanalitic, dar ele sunt incluse în mod evident acolo, pentru că amândoi suntem preocupați de aspectul ăsta. Am vrut să accentuăm încă de la început și să spunem încă de la început că acest film este un film foarte bun de parenting, pentru că știi foarte bine, iarăși apropo de tiparele de gândire pe care foarte mulți le au în acest moment, o să spună, iar un film despre ce s-a întâmplat în perioada comunistă, dar nu e despre asta. Iar un film despre, iar mă luați cu chestiile astea, dar ce regizorii români nu știu să facă și altceva? Hai să demolăm puțin. Nu e deloc despre asta. De altfel, povestea anilor 80 ajunge să aibă în film aproape copieri, aproape că uiți că s-a plecat de acolo. Adică nu este adresat. Lucrurile pe care noi le vorbim acum sunt din substratul filmului, din ceea ce pe noi ne-a preocupat foarte mult și cu siguranță că e acolo, pentru că noi ne-am analizat pe noi cu o cruzime și o luciditate pe care nu o suportă mulți, adică privit în oglindă de obicei ne ajută când ne-am pus puțin fond de ten, puțin, arătăm puțin mai bine, dar spaima asta poate să dispară liniștit, pentru că noi am retezat tot ce înseamnă de fapt, cum să spun, epoca aia și să intratul în pe bune
în detaliile acelor vremuri. Dar ele sunt considerate în psihismul fiecărui personaj în parte, sunt incluse acolo și din ele vorbesc. Adică cu siguranță că ceea ce zic acum poate să aibă sens destul de puțin, dar odată ce vezi filmul, cred că capătă un sens complet. Pentru că nu are legătură, nu sunt... Toate spaimele astea despre cum e cu filmul românesc, ce știi că regăsești acolo, light motivele filmelor românești, da, nu sunt acolo. Sunt niște light motive poate din cinemaul lui Călin, pe care le găsești, dar la un alt nivel, la o altă vârstă, la o altă amplitudine. Dar nu cred că de clișeele alea pot sta liniștiți că nu vor da. Și acest aspect am vrut să-l discutăm puțin, pentru că atunci când citești emigrare, securitate, anii 80, România, clar, foarte mulți vor spune, iar un film despre ăla. Deci nu e despre asta. Se pornește de la... E un personaj care pornește de la acea poveste a familiei lui, vrând să facă un film despre asta, dar ajunge să-și... Este obligat, de fapt, într-o formulă sau alta, să-și exploreze propriul prezent, cumva. E foarte interesant, pentru că așa cum avem tehnica de teatru în teatru, voi aveți ați venit aici cu film în film. Da. Și e foarte interesant asta și îmi place foarte mult ceea ce ați găsit, soluția pe care ați găsit-o. Iulia, care au fost cele mai... pentru co-scenarista Iulia Lumânare, care a fost partea asta de documentare acolo, la CNSAS? Mă interesează foarte tare zona asta. Cum a fost pentru tine acolo? A fost complicată toată perioada aia. Eu am, dintre noi doi, mă rog, eu fiind omul care îi place să stea scufundat în cărți, să cerceteze, să are mintea structurată și am o apetență pentru așa ceva, eu am sfârșit să fac asta, plus că Călin era cel care, într-o formulă sau altă, era cel expus, că noi vrem să facem povestea lui personală, a familiei lui. Și atunci eu sunt cel care a devenit cercetător CNSAS și care și-a petrecut zile întregi, săptămâni la rând, citind arhive. Și au fost zile în care mi se făcea fizic rău. Pentru că noi înțelegem așa la un anumit nivel cam ce a fost acolo, dar nu înțelegem de fapt. E ca sumele astea foarte mari, 1 miliard de oameni. Zic 1 miliard. Da. Înțelegem conceptual ce înseamnă, dar nu reprezintă nimic, nu avem. Da. În momentul în care ajungi să cunoști povestea fiecărui individ din, și bineînțeles că eu n-am ajuns să cunosc povestea așa, undeva la... Da, corect. 0,1% din ce înseamnă arhivele alea, dar îți dai, e copleșitor, pentru că îți dai seama de fapt ce a însemnat toată pânza asta, că a fost ca o pânză, pur și simplu să o vezi ca o pânză de păianj într-un castel dintr-o la vechi, care acaparează absolut tot și nu, într-adevăr, nu-ți vine să crezi de ce puteau oamenii să facă. Ce puteau să facă oamenii oamenilor din niște motive pe care oricâtă psihologie, psihanaliză, oricât știi, înțelegi și te apropii și înțelegi despre întunericul din om, umbra lui și înțelegi că e parte din, e un punct dincolo de care nu mai înțelegi, pentru că ființa de fapt ajunge să se dezumanizeze, că asta e ce a făcut. Asta și-au și dorit. Păi pe asta au mizat, sigur. Da. Da. Și cu cât sunt circumvoluțiunile mai netede, cu atât e mai probabil ca povestea asta să devină mai cumplită. Și o teamă pe care eu o aveam de dinainte și continui să o am, și profesor fiind, mi-e teamă de lucrul ăsta. Mi-e teamă de ceea ce poate să facă ignoranța dintr-o societate și dacă la putere, și aici avem o problemă cu aspectul ăsta, cu cine ajunge să fie la putere, să ia decizii, să ne conducă, pentru că ar trebui totuși să existe niște examene de facultăți. Da, înțeleg ce spui. Pentru că e un foarte mare pericol. Sigur că nici mințile foarte luminate n-au fost întotdeauna cele mai sănătoase, vorba aceea că... Dar cu siguranță că dacă sunt două minți la fel de puternice, pot măcar să combată, să se lupte una cu cealaltă. Dar în tot acest demers al tău de documentare, de cercetare pe care l-ai făcut, descoperind de fapt realitatea acelor timpuri, acelor vremuri despre care știai așa, vorba ta. Știam ca un abur. Da. A fost un moment când ai spus, băi, nu pot să fac filmul ăsta. Nu pot să scriu. Nu, devenea din ce în ce mai acută nevoia de a face filmul.
devenea din ce în ce mai imperios și aproape că mi-o luam eu înaintea mea. Nu, trebuie spusă, trebuie, adică scenariul inițial de altfel, da, unul din drafturile inițiale era pe partea asta de cercetare, de CNSA, de toată istoria asta, era mult mai apropo de teama cu spectatorul, uh-huh, decât partii, da, 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 de copleșit, de povestea aia. A avut o perioadă bună de timp, o importanță mult mai mare decât o are acum, tocmai pentru că era, nu aveai cum, nu puteai să-i dai drumul, înțelegeai că e important, înțelegeai că trebuie spus lucrul ăla. După care, încet, încet, trecând prin lecturi și afară, scenariu, mm-hmm, da? Da, 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 ne-am dat seama că undeva trebuie să alegem, pentru că ăla era un alt film. Practic, voi construiați două filme, da, în același timp. Da, da. Și ați fost puși în situația să alegeți unul dintre ele. Da. Și evident că ajunge să câștige ceea ce este familiar autorului, adică lui Călin, da, și anume partea asta relațională umană. Mm-hmm, da, umană, sigur, acum prezentă, pentru că ăsta e discursul lui autorial. Pe care poți să și construiești povestea. Da. El și reușind să stea mai departe de toată povestea cu cine mai nu voia să fie încărcat, adică era pe sistem, voia să-i se livreze doar lucrurile de care avea nevoie, uh-huh, strict pentru povestea asta, tocmai pentru că era și așa prea complicat emoțional ce traversa și traversam, și atunci undeva filtram toate lucrurile și ajungeam să îi făceam un rezumat, ca să zic așa, tocmai ca să nu, că era deja... Spuneai că și tu ai o parte din poveste care se regăsește în film? Eu, personajul este absolut inspirat din mine, de la un punct încolo devine ce are nevoie... Filmul. Da, corect. Da, că e râd cu, chiar cu studenți, cu colegi, cu prieteni, că zic, da, dar după aia n-ai face, adică aia nu ești tu. Zic, da, corect, evident că totuși eu devin un personaj, nu e chiar unul la unul eu. Există, evident că mi-am adus acolo toată biografia pe care Călin o știe, pe care Dragoș o știe, dar care la autor nu ajunge, pentru că în această ecuație acestui prezent Ilinca nu ajunge să ia vreodată centru, tocmai. Nu se vorbește despre ea. A fost și partea asta mai dezvoltată, partea personală a ei, istoria, uh-huh, ei, uh-huh, dar încet, încet și asta a dispărut, tocmai pentru a acutiza această incapacitate a personajului central de a se uita dincolo de el însuși. Ana Ciontea, pentru că, uite, da, o aveam pe... Pe ecran. Aici pe Talking Points. E o trecere foarte emoționantă, din punctul meu de vedere, de la Luminița Gheorghiu, care nu mai este, la Ana Ciontea. Cele două, mama din filmul lui, din filmele lui Călin. Da. Ana Ciontea a fost prima voastră opțiune. Cum a fost partea de... Și acum revin, ai fost co-scenarist și ai fost și director de casting. Da. Apropo, de ce te-ai băgat în chestia asta de director de casting? Ca să nu... Da, asta e de la Călin, a început la Ana Mon Amour, când... Da, ați pornit de acolo? Da. Povestea în general, de ce ai vrut tu să devii director de casting? Dar eu n-am vrut să devin director de casting. N-a fost unul dintre dezideratele mele, nu era nici cum pe lista aia. A fost Călin cel care pur și simplu m-a convins, manipulat. Cum vrei să-i spui la Ana Mon Amour să fac castingul? Că nu mai vrea să mai lucreze cu director de casting, care nu înțeleg și el nici n-a răbdare să explice cuiva ce e în capul lui. Aha. Cine poate să facă decât mai bine decât unul care chiar știe despre ce... Da, ok, mai e și profesor, dacă nu, tu trebuie să-l faci, n-am avut ce să fac. După aia mi-a venit un prieten, am mai făcut un casting, după aia mi-a venit alți prieteni, am mai făcut și a fost așa, o soi de dar eu nu vreau să fac asta. Adică, repet, nu e dintre... Dar am sfârșit prin a o face și la familiar, pentru că nici nu s-a mai pus probleme, că și dacă aș vrea să zic, băi, dar poate nici n-a intrat în discuție. Era acolo pe fișa postului. Da, absolut, adică nu... Job description. Da, nu mai avem ce să mai comentez, adică evident că eu îl fac, pentru că nu... Altfel ar fi însemnat oricum, dacă nu-l făceam eu ar fi trebuit de fapt să țin legătura cu un alt director de casting. Care? Doar ca să fie cumva, adică să mă apuc pur și simplu să încep să trăinuiesc pe cineva în direcția acestor personaje și acestei povești. Așa ați tăiat... Da, n-avea nicio noimă cumva pentru proiect să facă altcineva lucrul ăsta. Spune-mi cum a fost cu castingul, pentru că știu că nici Pârvu n-a fost prima voastră opțiune, nu. Nimeni de aici nu prea a fost vorba. Ei doi n-au fost, că noi am avut experiența la Ana Mon Amour, după 8 luni de zile am schimbat actrița din rolul principal, pentru că nici acolo nu fusese Diana alegerea inițială, dar după 8 luni de repetiție Călin s-a înfuriat și a schimbat actrița din rolul principal. Felul lui de a lucra și de a... Felul, cum să spun,
măsura în care trebuie să te implici și să te dedici și să renunți la orgolii și la ce știi tu că de cum se face treaba asta e foarte mare și realmente nu e pentru toată lumea. Și cam asta s-a întâmplat și aici, a fost un alt cuplu, dar el și când am debutat, cu, am ales castul inițial, Călin a zis nu semnesc contracte cu nimeni și nu e castingul definitiv. Repetăm și vedem în urma repetițiilor dacă ceea ce am ales e ceea ce trebuie, dacă funcționează chimiile, dacă povestea pe care eu vreau să o spun poate fi spusă prin acești 5/6 oameni împreună. Că aici nu e o chestiune de, domne, dacă e unul mai talentat decât altul, nu despre asta vorbim, ci pur și simplu despre felul în care, ca orice cuplu, tu ești un om și în funcție de cu ce partener îți pun lângă tine, tu devii altcineva, ești altcineva. Da. Și atunci am încercat povestea asta și tot așa, după, cred că tot 8-9 luni, aproape, a schimbat cuplu mamă-fiu. Dar voi ați lucrat la acest film, din câte știu eu, din 2019 și abia acum ați avut, de fapt nu ați avut premiera la Tallinn? Da. Anul trecut, în 2023. Da. Sau septembrie. Deci, v-a luat ceva, ați traversat chiar și partea de pandemie. Păi acolo a fost, ne-am pus problema că nu mai facem filmul, pe cine mai interesează. Pe cine mai interesează în 2020? Noi făcuserăm chiar castingul, depuseserăm, luaseră un concurs, nu. În 2020 a fost concurs, au venit rezultatele, cred că a fost depunerea înainte de pandemie și rezultatele au venit în timpul pandemiei. Făcuserăm inclusiv o parte din casting și era, dar pe cine naiba mai interesează acest film? Adică e pandemie, nu știu că se mai face ceva cu totul. Eu inclusiv mă gândeam, s-a dus, gata, actorie, gata, scris, zic, mă reprofilez. M-am apucat să scriu articole pentru niște site-uri americane în pandemie, că trebuia să fac ceva, mintea mea era, era în fibrilație. Așa, mulți am trecut prin mă reprofilez, ce pot să fac, ce-mi place să fac, ce pot să fac de acasă. Corect. Și chiar am început să făceam zilnic asta, 4-5 zile pe săptămână, asta făceam, scriam pe articole pentru niște site-uri americane, adică... Ca să faci ceva, da. Da, să nu iau razna. Și după ce a trecut pandemia prin 2021, cam pe atunci am reluat asperitățile. Noi și proiectul, noi cu proiectul. Și atunci, cam pe atunci au început repetițiile prin primăvară și așa mai probabil, dacă nu mă înșel, după care în februarie, un an mai târziu, s-a produs schimbarea de casting. Și ați 2022. Filmat și în Germania, ați filmat și în România. Da. Tocmai pentru autenticitatea și veridicitatea a tot ceea ce se întâmplă acolo în film. Este un regizor dificil, Călin Peternețăr, sau este un regizor? Nu pot să-i spun că este un regizor, pentru că asta înseamnă să-l înscriu într-un șir lung de... regizori care probabil că fac lucrurile mai mult sau mai puțin la fel, iar Călin nu face lucrurile la fel. Nu le face la fel cu mai nimeni. Tocmai din prisma acestor repetiții, cum să spun, asidue, cu timp pe care îi lasă actorului să repeți două, trei săptămâni, te oprești o lună și vezi cum macerează lucrurile și vii cu ele, cumva să se întâmple organic lucrurile. După care are această poveste a faptului că, deși noi muncim să ne înțelegem la scenariu, ajungem să ne certăm pe prepoziții. Știi? La felul în care lucrăm și ajungem, că suntem nevrotici amândoi, ca după aia când vin actorii să zic, ok, voi cum ziceți că e? Deci dă un soi de libertate actorului să îl facă al lui și sigur se păstrează ce e în sens ce sporește mai degrabă sensurile inițiale, dar îl lasă pe actor să vină ceea ce n-ai să vezi. Regizori în general sunt cu biciușca la tine și îți dau peste degețele că... fără să vrei, că nu e ca și când e vreo intenție vreodată să-i schimbi lui textul, mai apare alt cuvânt decât cea, pentru că nu-ți vine memoria, nu-ți servește acelui cuvânt, ci e un altul care poate e mai familiar ție sau barnam. Călin nu face asta, nu are acest fixism deloc și atunci asta îl diferențiază foarte mult de alți regizori și nu-i place și n-a suportat niciodată tipul ăsta de joc cum să spun, e o mare debate, am văzut de unde s-a ajuns cu realismul din jocul actoricesc și unde cumva există, s-a dus într-o extremă în decadele trecute în care actorul nu mai juca aproape nimic. Cinema a însemnat de fapt să nu mai joci nimic. Dar povestea e că într-adevăr în spatele acelui nimic se ascundea un alt nimic. Nu era ca și când era ok, nu te duci în expresie, dar pe dedesubt se prăvălesc munții. Da. Nu, era... nimic afară, nimic în interior și părea că e bine, nu deranjează pe nimeni, iar Călin n-a suportat niciodată tipul ăsta de joc. Mă rog, ei zic că regizorii îl învinovățesc pe Bresson, dar mă rog, nu o să intru în această discuție.
Vezi, oameni, că de acolo s-ar trage acest stil de joc non... Dar nu o să intru în această discuție, că nu e discuție despre estetică. Dacă e mult prea pentru... Da. Iar el vrea ca oamenii să fie vii. Iar oameni vii înseamnă că gesticulează, înseamnă că expresiile sunt mai acute din când în când, pot să devină inclusiv caricaturale. Da, 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 da. Pentru că asta înseamnă omul viu. Omul viu nu înseamnă că sunt ăsta care vorbesc așa ca să nu mi se miște nimic pe față. Nu ești un cap cititor de știri. Exact. Și el nu suportă lucrul ăsta, deși aici cu siguranță că face notă discordantă de regizori, cel puțin din generația lui, cum ar veni din valul. Ceea ce dă voi actorului. Sigur că da. Are o libertate. În același timp, care sigur că mulți au senzația că pot să se urce pe pereți. Ceea ce nu-i cazul. Da, adică se duc și în extrema cealaltă. Păi da, pentru că începe histrionismul, să te ia pe dinainte și acolo sigur că te amendează de imediat, pentru că el e un actor foarte bun. Și atunci simte foarte atât de rapid când ceva nu e fals, te strâmbă, face ca tot, și nici el nu reușim să ne strâmbăm, eu am reușit să mă mai controlez, dar el este ceva, nu poate să se uite. Are un, așa, un cititor foarte, foarte bun. Scanează foarte bine. Da. Și pentru că el și asta probabil ceea ce îl face cel mai diferit de toți e că el nu este acel om pe care ți-l imaginezi acolo la manșă, care dă directive și care face așa. El e un om care transpiră în fața ecranului, care se consumă, trece fiecare lucru în fiecare parte, personaj joacă, în aceeași scenă. Da, joacă practic odată cu ei și atunci el la sfârșit de fiecare dublă e mort. Exact, e terminat. Eu am și insistat mult timp să joace el. Dar a zis că nu mai are control, pentru că chiar un actor foarte bun și chiar, mai ales la Ana Mon Amour, aici a fost, cred, puțin mai, deși dădeam seama, pentru că era personajul lui, era puțin mai greu să intre în chestia asta și să joace. Dar la Ana Mon Amour făcea asta de multe ori. Uneori, în loc de explicații, juca. Și mă uitam la el și eram, Doamne Dumnezeule, ce actor bun ești! Uitându-mă la, secvențe din... recunosc că n-am apucat să văd filmul total, am văzut doar niște momente. Uitându-mă și la trailer, l-am suspicionat la un moment dat pe Emanuel Pârvu că a intrat un pic în nețăr. S-a prărat un pic din nețăr. Păi asta a fost dezideratul. Deci e ok. Absolut, asta e ce s-a vrut, fără să fie o imitație, că nici nu poate fi imitat până la urmă, cei doi, dacă îi pun unul, dacă îi cunoști pe amândoi. Nici nu te poți gândi, de altfel, când l-am propus pe Amy, a fost una din primele mele propuneri, credeți, dar n-are cum, e atât de departe de mine, zic, da, dar are niște conținuturi care rimează și cred că. Și de-aia el nu a fost inițial, pentru tocmai din pricina distanței civile, dacă vrei, când te uiți la ei doi. Nu s-a vrut, în mod evident, să fie o imitație, dar s-a vrut să se... Și aici a fost munca, mi-a avut de parcurs o golgotă, adică nu i-a fost simplu, pentru că sunt foarte diferit structural, așa cum... Aproape că nu-ți poți imagina că le pune pe Amy Pârvu să joace un personaj inspirat din Călin. Da. Și... Emi a avut de tras, adică a fost, nu i-a fost simplu, nu i-a fost ușor, pentru că tipul de vulnerabilitate pe care îl are personajul, în ciuda faptului că este un personaj destul de antipatic, manipulator, dar în același timp este un om extrem, extrem de vulnerabil, vulnerabilizat de relațiile. Poate că și de aici este atât de antipatic, e atât de vulnerabil. Absolut. Adică nu simți în bărbatul ăla ceva pe care se poate... Și abia aici vin eu și am un soi de... Respectul meu față de autorul ăsta, Călin Nețăr, dincolo de faptul că poate mi-ar fi prieten sau nu, lăsăm asta la o parte, este tocmai această capacitate de a se expune în acest fel, care nu e deloc simpatic, care nu îl face deloc mai plăcut, de a expune această masculinitate și de a o pune la zid, de fapt, și de a lăsa... El este, inclusiv, este tarat de misoginism și el știe asta, pentru că vine din lumea din care vine, a trăit-o, exact, este un alt aspect despre care vorbește. E un alt fel de a înfiera misoginismul prin expunerea lui pe ecran, nu prin a ne preface că, de fapt, e mai drăguț decât e. Și este... sunt convinsă că doar știu aproape tot cinema au făcut în ultimii ani. E primul totuși regizor care se expune în felul ăsta și dă dreptul, voie, zice hai, nu că dreptul și voie, asta e dreptul și voie din epoca asta patriarhală, ci îi spune partenerei, actrițe, mie, adică Ilincăi, dă cu mine de pământ, spune tot ce e de spus despre mine, fă-mă zob. Și este absolut impresionant cum toate femeile pe care le întreb, care au fost la film, de orice vârstă, din orice background, de străine sau cunoscute mie, n-are nicio importanță, cum se regăsesc în acel moment și găsesc un soi de aproape de satisfacție, pentru că cu toate
am avut în viața noastră un astfel de partener, de orice fel, că a fost colaborator, că a fost iubit, că a fost tată, că a fost, nici nu contează. Dar asta este un curaj pe care nu vreau să supăr niciun alt regizor, mă rog, eu e cam supăr oricum, că așa mi-e natura să supăr oamenii, nu-l vezi în niciun alt film. Am spus așa că este un film de parenting. Uh-huh. Uite, încă un alt aspect. Un film care explorează această relație bărbat-femeie. Da, absolut. Este un film despre trecutul nostru ca națiune, pe care nu putem să-l dăm la o parte și nu putem să spunem, băi, a fost gata, nu ne mai gândim la el, că e foarte prezent. Așa. Da, cu cât vrei să-l uiți, cu atât fii sigur că ai să-l repeți. Sunt trei dimensiuni pe care le-am discutat noi acum aici. Și uh-huh. Eu cred că mai sunt încă multe altele pe care filmul familiar le oferă publicului, dar nu vreau să le devoalăm, pentru că vreau să incităm să se ducă să vadă acest film. Iulia, este sau nu un film de festival? Că și aici știi că este o lungă dezbatere, că regizorii români fac filme pentru Noi am ieșit, aici e o poveste, s-a încheiat ciclul ăla. Nu mai avem aceeași deschidere către festivalurile mari, nici la Berlin, nici la Cannes, pentru că noi inițial și au toate festivalurile astea mari, au un soi de deschidere către țările mai puțin capabile din punct de vedere economic, financiar, dar care dospesc de talent. Uh-huh. Și atunci vin și încurajează. Am avut această șansă, această ocazie, două decade la rând, s-a schimbat acest trend, reflectorul s-a mutat pe cu totul alte teritorii. Noi în momentul de față avem un cinema care se luptă, se bate tocmai pentru că avem toate premiile pe care le avem cu cinemaurile mari, adevărat că financiar tot în situația aia suntem, dar nu ne mai tratează nimeni ca pe niște ia uite ce talentat, ruda săracă a venit în familia bogată. Da, nu ne mai tratează și atunci de aici și felul în care încep să se uită la ceea ce vine din România, pentru că au au alte așteptări de la noi, așa cum au de la ai lor. Sigur. Numai că noi nu avem background-ul lor aici, e o mică poveste. Eu am aspirații destul de mari, că lucrez și cu generația tânără și pe scris și jucat și mai departe, că vor reuși să facă față acestor noi deziderate. Filmul, el cu siguranță că e unul de festival, doar că el nu bifează la modul la care își doresc acum festivalurile să fie bifate, toate aceste aspecte socio-culturale. Am înțeles. Politically correctness. Da. Din, ca să spun, el abordează subiectul ăsta, dar în felul lui, nu în felul tezist militant în care zice nu, ci prin a expune, de fapt e o formă de a expune, să-i zicem într-o formulă sau alta, agresorul, dar în același timp sigur că dându-i și dreptate, pentru că orice agresor la rândul lui este și el tot un om. Da. Și el la rândul este consecința societății, familiei, lumii din care a venit. Și el a suportat un anumit tip de agresiune. Deci nu, adică asta în care răspundem cu agresivitate la agresivitate, nu o să fie niciodată răspunsul nici al lui Călin, nici al meu. Da. Și nu pot să-l cred. Adică da, e greșit asta, dar nu dau un cap. Scopul e să corectez, dacă pot să corectez. Corect. Și nu pot să corectez decât cu, cred eu, cu blândețe. Da. Nu pot să te corectez cu rigla. Pentru că ceea ce face astăzi, poziția astăzi a acestei noi societăți, acestei noi stânga, pe care eu o susțin până în punctul în care o ia razna, folosește puțin un tip de forță. Acum noi suntem la putere. Nu cred că lucrurile se rezolvă așa. Cred că asta lasă loc de altă formă de agresivitate, de alt fel de traumă, care într-un viitor pe care tu nu-l presimți acum, că nu ai mintea să te gândești la el. Și loc să stârnească, să susțină rațiunea, strânește mânia. Asta și resentimentul. Nu cred că asta este o soluție ca să schimbăm lumea. N-am crezut niciodată, vin dintr-un mediu foarte violent și știu ce muncă a trebuit să duc eu să nu devin agresivă. Și o am, adică ne înțelegem. Și toți oamenii din jurul meu știu asta, m-ai călcat un pic pe coadă, ce iese din mine nu-i foarte simpatic. Dar am învățat să nu las să acționeze înaintea mea. Dar ce vreau să spun e că violența nu poate să nască decât violență. Și orice formă de agresivitate, de la aia verbală, la injurie, ca să mai vorbim de cea fizică, Nu va da niciodată rezultate. Și din păcate. Așadar, familiar este un film de festival, dar un alt tip de film de festival. Crezi că va aduce public în România?
Eu sunt cu filmul, povestea e cu filmul că el chiar ar putea să aducă public. El este un film și pentru public. Și asta o spun pentru că datorită reacțiilor pe care publicul le-a avut la toate proiecțiile care au existat până acum, Q&A-uri și așa mai departe. A fost o surpriză până și pentru mine. Că este, am făcut și o postare. Ce fel de public ați avut? Așa, uitându-te în sală așa. Cam ce generație? Povestea e că cei tinerii, pe tineri încă nu i-am văzut, că nu au fost atât de multe, dar pe tineri încă nu i-am văzut, pentru că au senzația că nu sunt, probabil că au senzația că nu sunt incluși, că nu se pot recunoaște în acest film. Da. Dar lor, dacă vreunul dintre ei se uită la o astfel de emisiune, care nu știu cât e pentru ei, de exemplu, dar dacă se uită, e un film care... E un film care le-ar aduce satisfacție, pentru că este un film despre generațiile astea mai mari, despre cei care vin să le spună lor cum e cu adevărul și cu viața și cum ar trebui să facă. Numai că felul în care noi expunem acești adulți îi face să nu se mai poată erija în aceste autorități care să le spună tinerilor. Nu mai sunt modele. Asta e ce faci. Demitizați ceea ce nu poate să fie decât absolut satisfăcător pentru ei, tineri, și cred că în același timp îi poate inclusiv ajuta să înțeleagă puțin mai bine de ce sunt așa. Pentru că cred, și la asta mă îndoiesc că se va schimba lucrul ăsta în mine până o închid de ochii, e important să înțelegem de ce lucrurile se întâmplă cum se întâmplă. Nu doar că se întâmplă. Pe mine nu mă interesează. Important e că ai făcut asta. Nu, e important de ce ai făcut asta. Și va rămâne important pentru mine. Așadar, la ce proiecțiile pe care le-ați avut până acum, mai degrabă a fost millennial, să spunem X, da? Eu să știi că sunt foarte confuză cu toate aceste denumiri, refuz să le țin minte, pentru că n-aș vrea să, tocmai vreau să topesc granițele astea. 40, 50 plus, probabil deja că aici au venit. De la 30 plus începe să funcționeze și să funcționeze, se duce sigur până mai departe, pentru că avem personaje până la vârsta la care o avem. Dar cu siguranță că este un loc bun și pentru tineri. Adică n-am nicio îndoială. Depinde și de voi cum comunicați lucrurile. Depinde de noi cum comunicăm lucrurile, aici, cât putem să comunicăm. Cum mai intrăm în partea asta de cum e cu promovarea unui film. Știu cum sunt e și în România complicate. Este o mare problemă. Asta, mă rog, încercăm, uite, la adevărul să susținem cât putem de mult ceea ce fac creatorii în România, tocmai cu aceste ediții. Pentru că ei sunt importanți. Noi, până la urmă, de festival sau orice altceva, el, publicul, e important, rămâne important. Sigur că nu o să ne adaptăm discursul dacă nivelul e... Era să dau un titlu de film, dar nu o să-l dau. Noi nu vom pus, sunt unii dintre noi, nu vor putea să coboare acolo. Nu vor putea, chiar dacă umplu sălile. Dar există o aspirație că publicul va avea curiozitatea, poate nu pe marele ecran, poate când va apărea pe streaming, că el continuă, din fericire, această nouă plajă. Cred că mai degrabă veți câștiga acolo când va intra pe o rețea de streaming, pentru că mai degrabă Z-ul stă pe o rețea de streaming decât să vină în sala de cinema, așa cum suntem noi învățați să mergem să vedem la cinema. Exact. Și atunci îi dăm șansa să vadă filmele ca el, să ne lăsăm și de aceste judecăți de valoare, că filmul se vede numai în... Da, dacă ești profesionist, îl vezi numai în cinema. Da, sigur că experiența... Dar uite că nu am timp să ajung la cinema și atunci vreau să văd... Asta e ce zic. Hai să nu mai considerăm că ceea ce... Timpurile s-au schimbat, nu mai e ca cu, nu știu, 20 de ani în urmă, când, băi, trebuie să vezi filmul la cinema. Cred că ar fi important pentru tine, trebuie tânăr, să-l vezi, dar nu ești obligat, nu înseamnă că ești mai puțin, nu te duce dacă nu vrei să-l vezi, e ok. Iulia, îți mulțumesc mult pentru această ediție. Mulțumesc. Am încercat să intrăm un pic așa în behind the scenes la familiar. Vă doresc baftă multă cu el și să ajungă acolo unde vă doriți voi și să fie pe sufletul vostru și să îmbogățească munca aceasta a voastră, să o răsplătească. Sper că într-o ediție viitoare să-l aducem și pe Călin aici, să-l prindem cumva, nu știu. Nu vrea să se lase prins în perioada asta. Să-l alergăm cumva, adică să îmi spui, băi, vezi, uite, acum e acolo, du-te. Stai, vezi că iese acum, știi? Glumesc, evident, dar mi-ar plăcea mult să poate reușim să-l aducem și aici. Baftă multă! Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc și vouă pentru încă o ediție din Adevărul Live. Sunt Antoaneta Banu, ne revedem curând. Toate cele bune!